Domnul primar s-a gândit anul trecut, pe 15 decembrie trebuia să se fie inaugurat iluminatul podului. Bineînțeles, ideea a venit din, pentru că era un pod nebine vopsit. Am luat legătura cu expertul, cel care a făcut podul, și am cerut soluția cea mai bună pentru a vopsi podul. Când am zis că vrem să-l vopsim, a zis, domne, nu se numește vopsea aia. E un strat care izolează. E o vopsea plastifiată. Și după ce s-a vopsit podul, domnul primar a zis, domne, hai să și-l facem și un iluminat. A luat legătura cu mai multe firme și pe 15 decembrie trebuia să fie inaugurat. Din păcate, corpurile de iluminat de la Philips nu erau fabricate. Într-un final ni s-a spus, domne, nu sunt gata. Așteptați că trebuie să fabricate. Se pare că în România este primul pod iluminat cu sistemul ăsta de LED-uri. Aseară am primit telefoane, aseară a fost prima seară în care a fost dat de probe și oamenii m-au sunat pentru felicitări. A fost extraordinar. Se vede, arată bine, se vede foarte, seara se vede foarte bine. Cam cât s-a muncit așa? Cam 2 luni de zile. Da. Problema a fost nu în sine lucrarea, cât corpurile de iluminat, care o parte le aveau și o parte au trebuit să le fabrice. Au venit sărbătorile, nu s-au muncit de sărbători și într-un final ne-au adus corpurile și le-au montat și acum sunt în stare de funcționare. Iluminatul a început, să spunem, cam de anul trecut, când podul ajungea la o vârstă de 15 ani de la inaugurare, 15 august, și ne-am gândit să începe un program de întreținere. Programul de întreținere plecând de la sablat vopsitorii ale podului, și s-a dorit și punerea acestuia în valoare fiind un element predominant pentru orașul Cernavoda, am încercat să-l punem în valoare printr-un iluminat arhitectural care să fie și permanent. În sensul ăsta am avut și o expertiză tehnică care ne-a ajutat să găsim soluțiile tehnice pentru iluminat. Am avut și constrângeri, mai bine spus, cu privire la modalitatea de execuție, în sensul că nu am avut voie să intervenim asupra construcției existente prin sudură sau găurit sau alte operațiuni, și a trebuit să mergem pe o soluție utilizând găurile existente pentru montaj cu șurub sau niște adezivi speciali rezistenți la intemperii și umiditate pentru benzile, șirurile luminoase care se văd începând de ieri. Acum suntem în etapa de probe, care va dura încă vreo 3 sau 4 zile, după care putem să considerăm obiectivul realizat și terminat. Conțin de un minim de 20 de scenarii care se pot înlocui în intervale orare sau anumite zile, cum aș lua un exemplu, să-i spunem Ziua României, în care putem utiliza o schemă de coloristică, drapelul național sau alte programe, pe care programele se vor încărca într-un software și furnizorul de servicii va putea modifica aceste combinații. E o consolă care se poate utiliza local sau chiar de la distanță prin intermediul internetului. Și aici unde e? Este la baza podului și va fi transmisă printr-o consolă, se poate utiliza inclusiv din primărie, dar încă se lucrează la partea de software, de programare, urmând, cum v-am precizat, în următoarele zile să fie definitivată și să avem parte inclusiv de partea de training, în cazul în care un operator local ar folosi aceste
programe de combinații. La partea de proiectare s-a avut în calcul să utilizăm un sistem arhitectural pentru fațade, ca să nu punem în pericol circulația auto sau arhitectural alte elemente. În această perioadă anumiți șoferi, inclusiv eu, am fost oarecum orbit de frumusețea lui, a trebuit să opresc, să fiu puțin retras ca să pot să observ impactul care l-a avut în momentul în care s-a aprins. Puterea instalată e undeva la 7 kW, deci am încercat inclusiv să mergem pe o variantă economică și am utilizat și materiale de înaltă performanță, astfel încât să ofere o garanție de funcționare de 15 ani minim la o perioadă medie de funcționare de 4.000 de ore pe an. Soluția aleasă cu LED-uri e datorită economicității sau și pentru că e modern LED-ul? Pe de o parte și datorită economicității, pe cealaltă parte și datorită efectului luminotehnic pe care îl au aceste LED-uri. Spectrul de culori e destul de contrastat, de viu, adică sunt puse foarte bine în valoare, inclusiv pe perioade de ceață sau alte, să zicem, o lumină mai slabă. Se muncește și acum în perioada de probe, noaptea, pentru că trebuie să se poată observa lumina expusă de pod, astfel încât să poată face montajele. S-a lucrat și sâmbăta și duminica atâta timp cât a permis și temperatura exterioară. Aș dori totuși să expun și faptul că inițiativa și conceptul pentru această investiție o datorăm domnului primar Liviu Negoiță și mulțumim pe această cale pentru realizarea care a făcut-o.